doamnelor și domnilor, 17 mai 2014, o zi specială, credo o ediție specială. Suntem în inima Moldovei, la Iași, alături de noi, părintele profesor dr. Wilhelm Dancă, decanul Facultății de Teologie Catolică din București. Hristos a înviat, bine ne-am întâlnit la Iași, la un eveniment extraordinar al Bisericii Catolice Universale și al Bisericii Locale de Iași. Unul dintre fiii ei este astăzi ridicat la cinstea altarelor ca fericit. Într-un fel se arată tuturor acestor oameni veniți pe stadionul din Iași că aceasta este ținta bisericii, aceasta este ținta vieții fiecărui creștin, sfințenia și participarea la viața lui Dumnezeu a Sfintei Treimi. Beatificarea unui al patrulea om din România, sfânt, ierarh din România, ce înseamnă pentru bisericile locale? Vorbim despre Transilvania, despre Muntenia, iată și acum despre Moldova. E o încurajare a fidelității creștinilor față de valorile creștine și în vremuri bune, dar mai ales în vremuri rele, atunci când probabil nu sunt încurajați de mediul înconjurător, de societate, de ceilalți, ei sunt îndemnați prin aceste canonizări, beatificări, să rămână fideli Evangheliei și valorilor pe care le presupune Împărăția lui Dumnezeu. O beatificare este în egală măsură un motiv de bucurie, dar și un motiv de pelerinaj. Iată că Iașii s-au transformat într-un centru pelerinaj, de pelerinaj cu această ocazie. Pelerinii ce aduc și ce duc înapoi în comunități? Sigur, dacă ne gândim și la fericitul care este astăzi ridicat la cinstea altarelor, episcopul martir Anton Durcovici, și el, un martir pelerin într-un anumit fel, a peregrinat prin mai multe închisori ale României, dar peste tot a păstrat în sufletul său adevărul și lumina Evangheliei. Ei bine, și cei care vin astăzi aici se încurajează, se motivează mai mult ca să fie asemenea lui sare și lumina pământului. Doamnelor și domnilor, așadar, timp de 2 ore și 20 de minute, rămâneți alături de noi. Credo, o ediție specială, în transmisiune directă de aici, de la Iași, ceremonia beatificării episcopului martir Anton Durcovici. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iubiți frați și surori, ne-am adunat cu bucurie pentru a oferi Tatălui Ceresc, prin Hristos, Fiul Său, jertfa de laudă a Bisericii, în această zi în care slujitorul lui Dumnezeu, Anton Durcovici, este declarat fericit. Îi aducem astăzi mulțumirea lui Dumnezeu, celebrând jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, pe care episcopul diocezei de Iași a imitat prin jertfa vieții sale, pentru a participa, cum se cuvine, la Sfintele Taine, să ne recunoaștem acum păcatele. Mărturisesc. Creator nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat... Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. După această cântare penitențială, Kyrie Eleison, din Misa de Angelis, a urmat ritul beatificării. Într-un anumit fel, punctul cel mai important al întâlnirii evenimentului eclezial de la Iași.
Acest rit comportă câteva elemente principale, și anume e necesară să fie prezentă biserica, adunată în vizibilitatea ei universală și locală. Universal e prezent aici cardinalul Angelo Amato, ca reprezentant al Papei Francisc, și local este episcopul împreună cu credincioșii din dieceza sa, cu preoții, persoanele consacrate. De asemenea, sunt prezenți și ceilalți episcopi, romano și greco-catolici din țară. Da. După ce se constată prezența acestui element important, adică semnul vizibil al Bisericii Universale și locale, cardinalul, la cererea episcopului locului, episcopul Petru Gergel, ca venerabilul slujitor al lui Dumnezeu Anton Durcovici să fie ridicat în cinstea altarelor ca fericit, îi răspunde citind scrisoarea apostolică dată de Papa Francisc. Această scrisoare... Trebuie să spunem, stimați telespectatori, că transmisiunea noastră este preluată și de TVR Internațional și de TVR pentru Republica Moldova, astfel încât în această zi specială, zi de sărbătoare din Iași, au ocazia și telespectatorii noștri de peste hotare, românii din diaspora, să urmărească. Acum intrăm propriu-zis în ritul beatificării. Vom asculta cererea episcopului Petru Gergel, adresată cardinalului Angelo Amato, ca venerabil slujitor, episcopul martir Anton Durcovici, să fie declarat fericit. Al lui Dumnezeu Anton Durcovici, episcop martir. Vedeți că ați lăsat casca deschisă. Profil geografic al slujitorului lui Dumnezeu Anton Durcovici. Anton Durcovici s-a născut la 17 mai 1888 la Bad Deutsch-Altenburg, în Austria. După moartea tatălui său, vine împreună cu restul familiei în România în 1894, locuind mai întâi la Iași, Ploiești și apoi la București. După mutarea la București, intră la seminarul Sfântul Duh, unde studiază între anii 1901-1906. Își continuă formarea la Roma, studiind filozofia la Colegiul Sfântul Toma de Aquino, teologia la Colegiul de Propaganda Fide și dreptul canonic la Facultatea Seminarului Roman. La 24 septembrie 1910 este hirotonit preot la Roma, în Bazilica Sfântului Ioan din Lateran. Întors în țară, primește diferite misiuni în pastorație și în învățământ, iar în ianuarie 1924 devine rector al seminarului arhidiecezan din București. La 30 octombrie 1947, Papa Pius al XII-lea îl numește episcop al diecezei de Iași, urmând ca hirotonia episcopală să aibă loc în data de 5 aprilie 1948 în Catedrala Sfântului Iosif din București. Celebrează prima Sfântă Liturghie în Catedrala din Iași la 14 aprilie din același an. Deși scurtă slujirea episcopală a lui Anton Durcovici în dieceza de Iași, s-a concretizat și în vizitarea mai multor comunități catolice, cu scopul de a întări credința creștinilor pe care îi îndruma. Credincioșii au simțit că episcopul lor era păstorul trimis de Dumnezeu pentru a-i conduce în timpul grelei persecuții inițiate de regimul comunist, împotriva oricărei confesiuni creștine, și în special împotriva Bisericii Catolice.
numit administrator apostolic al Arhidiecezei de București în 1949, el demonstrează o extraordinară prudență și echilibru în conducerea preoților și a creștinilor, evitând să provoace inutil autoritățile comuniste. Când persecuția față de Biserica Catolică a ajuns la culme, episcopul a avut curajul să ia poziție, condamnând acțiunile discriminatorii promovate de regimul ateu. La 26 iunie 1949 a fost arestat și dus la Ministerul de Interne, apoi la închisoarea Jilava, unde a fost supus mai multor interogatorii violente, fiind brutalizat, torturat și insultat. În septembrie 1951 este transferat la închisoarea din Sighetul Marmației, unde erau deja încarcerați alți episcopi, preoți și credincioși. Ca un adevărat păstor, găsește forța de a întări pe toți în păstrarea credinței. După încă 3 luni de suferință, la 10 decembrie 1951, mistuit de iubirea lui Hristos și fidel bisericii, își încredințează sufletul în mâinile Tatălui Ceresc. Procesul de beatificare și canonizare a început în 1997. Dosarul a fost prezentat la Congregația pentru Cauzele Sfinților pe 11 septembrie 1999. După o cercetare amănunțită, având părerea unanim favorabilă a teologilor și a cardinalilor, Sfântul Părinte Papa Francisc a recunoscut martiriul episcopului Anton Durcovici pe 31 octombrie 2013, aprobând beatificarea lui pe 17 mai 2014 la Iași, în România. Părintele postulator Isidor Iacovici a citit biografia venerabilului slujitor al lui Dumnezeu, episcop martir Anton Durcovici. Primind misiunea de la Sanctitatea sa, Papa Francisc, acestea ar fi cuvintele cardinalului Angelo Amato, pe care le citește părintele decan și paroc de la Bad Dolci-Altenburg, Paul Balint, acolo unde s-a născut episcopul Anton Durcovici. Venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Anton Durcovici, episcop martir. Vom asculta acum scrisoarea apostolică a Papei Francisc, prin care se recunoaște meritele de sfânt, fericit și de martir, în limba latină. Petri Gergel, episcopi Iesensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Antonius Durcovic, episcopus Iesensis et martyr, assidus pastor, eucharistice adorationis apostolus, atue communionis cum Petri sede eroicus testis, Beati nomine imposterum appelletur, eiusque festum die decima mensis decembris, qua in celum ortus est, quot annis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die undecimo mensis mai, Anno Domini bis millesimo quarto decimo, pontificatus nostri secundo, Franciscus Papa. Scrisoare apostolică
împlinind cererile fratelui nostru Petru Gergel, episcop de Iași, ale multor altor frați într-un episcopat, precum și ale multor credincioși, după ce a fost consultată congregația pentru cauzele sfinților, noi, cu autoritatea noastră apostolică, aprobăm ca venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Anton Durcovici, episcop de Iași și martir, păstor neobosit, apostol al adorației eucharistice și martor eroic al comuniunii cu Sfântul Scaun al lui Petru, de acum înainte să fie numit cu titlul de fericit, iar sărbătoarea lui să poată fi celebrată în fiecare an, în ziua a 10-a a lunii decembrie, zi în care s-a născut pentru cer, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dată la Roma, la Sfântul Petru, în ziua a 11-a a lunii mai, în anul Domnului 2014, al doilea al pontificatului nostru, Papa Francisc. A fost părintele lui Sfechet, responsabil cu viața consacrată în dieceza de Iași. Și acum se dezvălește icoana fericitului Anton Durcovici, episcop martir. Corul cântând amin, confirmă, spune așa să fie. Este adus în procesiune la altar acum relicva fericitului Anton Durcovici, care va fi venerat, întămâiată de către cardinalul Angelo Amato. Iată că într-un an de zile avem, părinte profesor, două beatificări în Muntenia, respectiv în Moldova. Este un prilej de bucurie, dar și de comuniune a întregii biserici. Și un exemplu care vine dintr-o zonă de martiraj multă vreme ascuns, este martirajul din timpul comunismului, din timpul persecuțiilor comuniste. Da, putem să confirmăm cu toată inima aceste canonizări, beatificări, voite deja de Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei sale apostolice din 1999 în România. Atunci el a propus ca toți martirii catolici să fie odată beatificați și celebrați într-o singură sărbătoare. Însă, pentru că drumul beatificării, recunoașterii meritelor lor de trăire eroică a credinței e diferit, iată de ce și aceste sărbători sunt distanțate una de alta. Pe lumânările de la Sfântul Altar sunt inscripționate drapelele României, respectiv al Austriei, ca un omagiu adus și locului nașterii episcopului martir Anton Durcovici. Da. El s-a născut la Bad Deutsch-Altenburg în 17 mai, este ziua de astăzi, ziua lui de naștere, pentru viața pământească, în anul 1888. Din, așa după cum ați auzit și din scurta biografie prezentată de postulatorul cauzei, și Papa Francisc a fixat ca și sărbătoare a ridicării lui în rândul fericiților ziua lui de naștere pentru acest pământ, iar comemorarea lui în biserica locală și în bisericile care vor dori să promoveze cultul său în ziua de 10 decembrie, pentru că atunci este aniversarul morții sale sau nașterii lui pentru cer. Să ascultăm o strofă sau mai multe din acest imn care e consacrat fericitului episcop Anton. Prin această cântare liturgică, credincioșii diecezei de Iași și toți ceilalți credincioși care vor să-l cinstească, cum spuneam, pentru meritele morții sale de martir, pentru exemplul lui extraordinar de credință în vremuri tulburi,
vor fi recunoscuți ca fii spirituali acestui păstor admirabil. Biserica locală de Iași, împreună cu toți episcopii, preoții, persoanele consacrate și toți credincioșii catolici din România, cu profundă recunoștință față de succesorul apostolului Petru, Papa Francisc, îi aduce mulțumirea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, și înalță imnul de laudă pentru beatificarea episcopului Anton Durcovici. Cu această mulțumire și expresia sentimentelor de recunoștință față de Papa Francisc, exprimate de episcopul Petru Gherghel, se încheie ritul beatificării. Urmează, în mod obișnuit, Sfânta Liturghie cu imnul Gloria sau Mărire și lecturile de la Sfânta Liturghie, care vor fi explicate de către cardinalul Angelo Amato. Din acest moment, practic, episcopul martir Anton Durcovici este considerat în mod oficial fericit în Moldova, în eparhiile care reprezintă bisericile locale. Sigur, în Biserica Universală el este deja fericit, dar cultul său va fi celebrat la cerere de către o altă eparhie sau altă dieceză din Biserica Catolică. Sunt prezenți peste 20.000, după estimările celor organizatorilor, peste 20.000 de credincioși din parohiile diecezei de Iași, din parohiile arhidiecezei de București, acolo unde el a lucrat ca rector, ca păstor, ca vicar general,
pentru mai mulți ani. De asemenea, sunt credincioși prezenți din Austria, din Bad Deutschaltenburg, localitatea lui de naștere, de asemenea din Germania și un grup de credincioși din Italia. Mai trebuie să spunem că preotul paroh din localitatea de naștere din Austria este român și slujește într-o comunitate austriacă. Da, e vorba de părintele Paul Balint, care într-adevăr cu mulți ani în urmă a preluat păstorirea acestei comunități cu gândul că într-o zi vom ajunge ca episcopul nostru martir să fie declarat fericit. Iată un proiect pastoral, dacă doriți, încheiat cu succes și cu satisfacții spirituale pastorale. Sunt prezenți de asemenea între 500-600 de preoți, la fel, din dieceza de Iași și din alte dieceze ale Bisericii Catolice, 26 de episcopi și 2 cardinali. În afară de cardinalul Angelo Amato, care prezidează Sfânta Liturghie, mai este prezent la concelebrare și cardinalul Lucian Mureșan, arhiepiscopul major al Bisericii Greco-Catolice de la Blaj. Trebuie să spunem, cardinalul Amato este a patra oară în România, a avut ocazia unor beatificări desfășurate la Satu Mare și Oradea. Anul trecut, în același timp, beatificarea monseniorului Vladimir Ghica și iată anul acesta la Iași. 3 episcopi, 1 monsenior, 4 beatificări. Da, într-adevăr e un eveniment deosebit și acesta de astăzi. Se înscrie, cum spuneam, în lista evenimentelor de beatificare pe care Biserica Catolică din România, la îndemnul Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea, le-a pregătit. Urmează, potrivit așteptărilor și pregătirilor în curs, beatificarea altor 7 episcopi greco-catolici care au murit în aceleași condiții de persecuție la adresa credinței lor în Dumnezeu și în unitatea bisericii. Trebuie să spunem că în Iași, la acest moment, participă și șeful executivului român, de asemenea miniștrii parlamentari care au venit și s-au alăturat acestui eveniment. Evident, și autoritățile locale, primarul, Consiliul Județean, care s-au aliat acestui eveniment în calitate de coorganizatori. Ascultăm rugăciunea Sfintei Liturghii. Dumnezeule, care în fericitul martir Anton ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice, prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui, ca mărturisind aceeași credință, în caritate radicati et fundati, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire. Per Dominum nostrum Iesum Christum, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău care fiind Dumnezeu, împreună cu Tine, vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Urmează lecturile care se vor citi, se vor medita în cadrul acestei Sfinte Liturghii. Avem două lecturi. Prima este luată din Cartea Apocalipsului Sfântului Apostol Ioan. Ioan, am auzit un glas puternic în cer spunând: acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său, pentru că a fost aruncat afară acuzatorul fraților noștri, cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru ziua și noaptea. Dar ei l-au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și cei care locuiți în ele. Cuvântul Domnului. Răspunsul poporului credincios la cuvântul din Cartea Apocalipsei Sfântului Ioan este luat din Psalmul 125-126.
când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, ni se părea că visăm. Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, lucruri mari a făcut Domnul pentru ei, lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Întoarce, Doamne, captivitatea noastră, ca păraiele în Negheb. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu strigăte de bucurie. Când mergeau și plângeau, aruncând în pământ sămânța, venind se întorceau cu strigăte de veselie, purtându-și snopii. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul său fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu el? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul? Sau strâmtorarea? Sau persecuția? Sau foamea? Sau lipsa de haine? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului.
Citirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan este precedată de această aclamație, strigăt de bucurie, aleluia. Iar citirea Evangheliei va fi urmată de predica spusă de cardinalul, pregătită mai gravă de cardinalul Angelo Amato și citită în limba română. Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Acel timp, Iisus a spus ucenicilor săi, dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce îi este propriu, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăște lumea. Amintiți-vă de cuvântul pe care vi l-am spus, nu este sclavul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis. Cuvântul Domnului. Să ascultăm acum traducerea în limba română a cuvântului de învățătură pregătit de cardinalul Angelo Amato,
pentru liturghia beatificării episcopului Anton Durcovici. Iubiți frați și surori în Hristos, prin beatificarea episcopului Anton Durcovici se aprinde încă o stea pe bolta cerească a martirilor lui Hristos. Încă de la începuturi, Biserica Catolică a fost o biserică de martiri. Martiriul reprezintă sigiliul suprem al iubirii și al fidelității creștinilor față de Hristos și față de cuvântul său de viață și de adevăr. În timpul barbariei inumane care s-a prăvălit asupra Europei în secolul trecut, biserica a fost ținta unor persecuții violente în întregul continent, în nord ca și în sud, în orient ca și în occident. Cele mai sângeroase au fost regimurile totalitare, cu ideologiile lor bazate pe ură, oprimare și moarte. Europa a devenit un spațiu infernal pentru milioane de persoane care și-au pierdut rudele, bunurile, propria demnitate și de foarte multe ori chiar propria viață. Și Biserica Catolică din România a fost persecutată. Fiii săi s-au opus forței brutale a tiraniei numai cu armele nevinovăției și statorniciei lor în credință. Lipsiți de apărare, ei au suportat tot soiul de chinuri, învingând monstrul răului prin iertare și răspunzând la ură cu iubire. Aceasta este aureola strălucitoare a fericitului nostru, care se adaugă celorlalți episcopi și preoți români pe care biserica i-a ridicat deja la cinstea altarelor. Monseniorul Anton Durcovici, episcop de Iași, a urcat, asemenea lui Iisus, calvarul, pentru a fi răstignit și pentru a fi primit de către cel înviat în bucuria veșnică a Ierusalimului ceresc. Plin de admirație față de acest episcop excepțional, Papa Francisc îl numește în scrisoarea sa apostolică păstor plin de zel, apostol al adorației eucharistice și mărturisitor eroic al comuniunii cu scaunul lui Petru. Cine era episcopul Durcovici? Era o persoană blândă, pașnică, plină de credință, iubitoare și milostivă. Îi iubea în mod deosebit pe cei săraci. Unii martori ne relatează că în acel timp erau în Iași multe persoane care sufereau din cauza sărăciei. Monseniorul Durcovici a luat atunci hotărârea de a deschide în cadrul școlii catolice Notre-Dame de Sion o cantină pentru săracii din oraș. Fericitul nostru nu avea dușmani, nu era implicat în politică, considerându-i pe toți drept frați. Iar cuvântul său era în mod esențial evanghelic.
Martorii afirmă că el trăia și vorbea in persona Christi, în persoana însăși a lui Hristos. De asemenea, el își aducea aminte foarte bine de cuvântul lui Iisus: dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Tocmai de aceea, când a venit clipa încercării, s-a dovedit puternic și curajos. Istovit, după mai mult de 2 ani de interogatorii și torturi, condamnat fără a fi judecat la închisoarea de exterminare de la Sighet, episcopul și-a păstrat spiritul senin și răbdător. Era susținut de cuvintele Sfântului Apostol Paul, care au fost citite la liturghia de astăzi: cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foametea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. În pofida chinurilor și a umilirilor, El se ruga și cerea rugăciuni pentru statornicia Sa. Unica Sa vină era aceea de a fi catolic și în comuniune cu Papa. Nereușind să mai mănânce, își dăruia mâncarea celorlalți deținuți, colegi de celulă. Așa cum ne relatează părintele iezuit Otto Fahrenkopf, și el prizonier la Sighet, episcopul Durkovich era pe deplin conștient că a fost aruncat în cunoscuta celulă a morții pentru a-și sfârși viața acolo, singur. Odată cu dispariția Sa dinaintea privirii oamenilor, eroicul nostru episcop a intrat în lumina veșnică a corurilor de îngeri și de sfinți, lăsând o amintire de neșters în sufletul Bisericii Catolice din România, care îl cinstește ca păstor bun și luminos. Studenții Săi din seminar, preoții din Arhidieceza de București și din Dieceza de Iași, credincioșii convertiți și îndrumați de episcopul Durkovich, creștinii împăcați de El cu Dumnezeu prin sacramentul spovezii, afirmă în unanimitate că au fost edificați de exemplul Său și că au fost impulsionați de înțelepciunea îndemnurilor Sale duhovnicești să înainteze pe calea desăvârșirii evanghelice. În anul 1987, aflând despre vestea începerii procesului de beatificare, doamna Angèle Mornand, care fusese convertită de martirul nostru, scria de la Paris: vestea minunată a beatificării veneratului nostru sfânt episcop Durkovich a ajuns la mine asemenea unei bucurii cerești care mă alină în purtarea crucii grele. Am primit astfel un mare har de la Dumnezeu, privilegiul de a cunoaște un sfânt aici pe pământ. Era într-adevăr un sfânt minunat. Biserica, asemenea unei mame bune și milostive, nu a permis ca praful uitării să se aștearnă peste amintirea episcopului nostru și astăzi
îl înalță la cinstea altarelor pentru a-l face să strălucească, drept sarea pământului și lumina a lumii. Plin de bucurie, putem și noi repeta cuvintele din Apocalips. Acum au venit mântuirea și puterea, împărăția Dumnezeului nostru și puterea unsului său, pentru că a fost aruncat afară acuzatorul fraților noștri. Povățuiți de Mântuitorul Iisus, care ne învață să ne iubim dușmanii și să ne rugăm pentru cei care ne persecută, atitudinea noastră astăzi nu este aceea a răzbunării, ci aceea a iertării. Ne-o cere însuși fericitul nostru martir, care pe data de 14 aprilie 1948, cu ocazia începerii slujirii sale episcopale la Iași, spunea: ascultați, deci, iubiții mei fii sufletești, cu inima primitoare cuvintele și sprijiniți-mi străduințele mele slabe cu rugăciunile voastre din toate zilele. Iar voi, preacucernicilor frați preoți, dați-mi fără preget colaborarea voastră, astfel încât în ziua marii judecăți să putem da seamă cu toții, fără frică, înaintea mielului dumnezeiesc. Doamne Iisuse Hristoase, pe Tine te aleg astăzi drept scut neînvins al turmei încredințate păstoririi mele. Păzește-ne, Doamne, călăuzește-ne spre fericirea Ta, ca să se împlinească pentru noi cuvântul dumnezeiesc: fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Adresându-se apoi Sfintei Fecioare Maria, față de care avea o profundă evlavie, episcopul nostru se ruga folosind cuvinte profetice: primește, preasfântă Fecioară, rugile și suferințele noastre drept ispășire și pentru întoarcerea păcătoșilor, a fraților noștri rătăciți, care atât de mult, prin fără de legile lor, rănesc inima preasfântă a lui Iisus și inima Ta de mamă. Iartă-i, mamă îndurătoare, că nu știu ce fac. Du-i și pe ei la limanul mântuirii. Dobândește-le lor și nouă tuturor prin bunătatea Ta harul ca într-o zi să fim cu toții în cer, împreună cu Tine, pentru a cânta milostivirile inimii Tale neprihănite și a proslăvi la olaltă bunătatea Treimii Preasfinte. Sunt cuvinte evanghelice, scrise cu litere de aur și de sânge și izvorâte din inima Sa blândă și smerită, atât de asemănătoare cu inima lui Iisus. În ziua arestării sale, episcopul Durcovici ar fi trebuit să îi ajute pe tinerii ce urmau a fi miruiți să înțeleagă acest îndemn al lui Iisus: veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul Meu și învățați de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este plăcut, iar povara Mea este ușoară. Să considerăm astăzi ca fiind adresat și nouă acest cuvânt dumnezeiesc
și să căutăm să-L trăim, pentru a cinsti cu viața noastră eroismul fericitului nostru episcop martir, misionar al păcii și al fraternității. Amin. Părintele Mihai Patrașcu a citit predica pregătită de cardinalul Angelo Amato, în care au fost subliniate trăsăturile sale spirituale, trăsăturile spirituale ale episcopului martir Anton Durcovici. Vom păstra acum câteva momente de tăcere pentru a medita mesajul evanghelic și cuvântul de învățătură. Urmează crezul apostolic, cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, credință pentru care episcopul martir și-a dat viața. Tatăl atotputernic, rugăciunea credincioșilor sau rugăciunea universală. Sunt formulate intenții pentru Biserica Universală și Biserica Locală. Și recunoștință să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi toți izvor de reînnoire în credință și iubire. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru ca însoțit de Duhul Sfânt să întărească în credință pe frații săi și astfel să-i conducă la Hristos, bunul păstor.
Kardinal Angelo Amato, den Vertreter des Heiligen Vaters, für unseren Bischof Petro und für alle Bischöfe, Priester und Diakone, pentru cardinalul Angelo Amato, reprezentantul Sfântului Părinte, pentru episcopul nostru Petru și pentru toți episcopii, preoții și diaconii prezenți aici, care să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Pentru toți cei care sunt persecutați din cauza credinței lor, pentru ca jertfa lor să conducă la convertirea persecutorilor și să grăbească reconcilierea profundă a inimilor. Pentru copii, tineri și noile generații, ca ei să poată afla în creștinii adulți modele autentice de credință în Dumnezeu și de slujire aproapelui. Pentru toate familiile țării noastre, pentru ca susținute de cei care administrează binele comun, să devină izvor de creștere umană, socială și spirituală, pentru întreaga societate. Pentru toți cei care suferă în trup sau în spirit, ca ei să poată simți, prin mijlocirea fericitului Anton Durcovici, puterea vindecătoare a Harului Hristos și ajutorul concret al fraților în credință. Pentru noi toți cei care trăim pe acest pământ, stropii de sângele martirilor, pentru că lăsându-ne edificați de exemplul fericitului Anton Durcovici, să putem construi împreună o societate fondată pe valorile adevărului, libertății și solidarității. Domnului să ne Dumnezeule, Părinte bun și îndurător, Tu ești tăria celor care se încred în Tine. Îți mulțumim pentru că ne-ai dăruit în fericitul Anton Durcovici o imagine vie a lui Hristos, păstorul cel bun, care își dăruiește viața pentru oile sale. Te rugăm, ascultă rugăciunea acestei familii și fă ca sămânța sângelui Său să rodească în noi iubirea față de numele Tău Sfânt și față de frații noștri, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. A fost episcopul auxiliar de Iași, monsignorul Aurel Percă, cel care a condus rugăciunea universală. Cu aceasta se încheie prima parte a liturghiei de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. Urmează partea a doua, care începe cu oferirea darurilor, va fi continuată de rugăciunea euharistică și de ritualul împărtășanii. Darurile sunt aduse de către reprezentanța ai comunităților, iată, în port popular românesc, cu specific moldovenesc. Da, au fost prezenți și sunt prezenți la această sfântă liturghie și rude apropiate, într-un fel, apropiate ale episcopului Anton Durcovici. Vorba de o strănepoată. Trăiește încă nepotul său, care se numește tot Anton Durcovici, astăzi la Hainburg, în Austria.
De față mai este prezent și ambasadorul Austriei în România, de asemenea nunțul apostolic Francesc Lozano, Javier Lozano, de asemenea mitropolitul de Iași, ortodox de Iași, înalt-preasfințitul Teofan și alte personalități locale religioase. Dacă facem o paralelă între momentul consumat acum câteva săptămâni prin canonizarea Papei Ioan al 23-lea și a Papei Ioan Paul al 2-lea și momentul de astăzi, iată că Biserica acordă o deosebită atenție unei perioade, cea de după al 2-lea război mondial, în care multe suferințe au fost necunoscute sau, dacă au fost necunoscute, au fost oarecum trecute sub tăcere. Acum sunt aduse aceste pilde la lumină pentru o mai bună învățătură a noilor generații. Sigur. Așa se și spune de altfel că cine nu-și cunoaște istoria riscă să o repete. Tocmai pentru a ne proteja de erorile comise de alții înaintea noastră, în istoria recentă, Biserica dă deoparte praful care se așează peste anumite gesturi fundamentale, existențiale și ne vorbește din nou despre importanța credinței în Dumnezeu, a comuniunii între credincioși, unii cu ceilalți, în vederea promovării binelui societății și al omului întreg. Pe stadionul care se află în pădurea de tei, am putea spune, din Copoul Iașilor, se află foarte, foarte mulți tineri astăzi. Cred că trebuie să remarcăm și acest lucru. Anul acesta, comunitățile locale, în promovarea întâlnirii mondiale a tineretului, care va avea anul viitor loc în Polonia, procedează la întâlniri locale și acesta este un prilej minunat pentru tineri de a se aduna, iată, la o canonizare, la o beatificare în Iași. Într-adevăr, e o mare lecție, să spunem, de credință astăzi, pe care acești tineri pot să o urmărească, să o asculte și să-și o imprime în memorie. Nu se vor mai întâlni curând cu un astfel de eveniment și tot ceea ce văd ei astăzi pe stadionul municipal din Iași, această biserică în aer liber, această catedrală în aer liber, o catedrală vie, am putea spune. O catedrală vie e o expresie a comuniunii la care ei aspiră cu toată ființa lor și prin virtutea credinței lor. Iar în pelerinajele tradiționale, cum va fi și cel de anul viitor din Polonia, el vor duce aceste pilde și învățături către alți tineri de pretutindeni. Da, aceste întâlniri ale tinerilor se organizează potrivit unui calendar din 3 în 3 ani la nivel mondial, apoi la nivel național și încă o dată la nivel local diecezan. Sigur, anul acesta s-a dorit concentrarea evenimentelor ecleziale diecezane în jurul acestei sărbători, tocmai pentru, cum spuneam, ca să se prindă cât mai mult forța spirituală pe care o transmite o astfel de celebrare. Anul acesta, Lumina Învierii, am putea spune că se revarsă prin mai multe sărbători, prin canonizări, prin beatificări, printr-o readucere în prim plan a pildelor vii ale bisericii, astfel încât se prelungește această sărbătoare și până la Rusalii. Da, e și luna mai, trebuie să spunem, în Biserica Catolică există o devoțiune specială către Maica Domnului și ea este considerată Maica Iubirii Celei Frumoase, Maica Vieții, Mama lui Hristos, Mama noastră spirituală. De aceea altarul este astăzi într-un mod particular amenajat. Altarul este adus de la Cacica, acolo unde este Bazilica Minor dedicată icoanei Maicii Domnului de la Cacica. Vedem o copie a acestei icoane chiar în partea stângă cum privim la altar, un fel de, în paralel cu icoana fericitului Anton Durcovici și pupitru de la care s-au proclamat lecturile sfinte, tot de la sanctuarul Marian de la Cacica. Tocmai pentru a sublinia și devoțiunea pe care a avut-o fericitul Anton Durcovici față de Maica Domnului, dar și comuniunea noastră cu toți ceilalți credincioși care în această perioadă anului au o atenție specială
către Maica Domnului. Pe stema episcopală a episcopului Anton Durcovici era scris: fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Am parafrazat și am putea spune: fericit este poporul care are din el venerabil, fericiți și sfinți. Da, și un astfel de păstor, cum a subliniat și Papa Francisc, sigur, exemplar prin trăirea credinței și a speranței sale. Continuă Sfânta Liturghie cu rugăciunea asupra darurilor, rostită de cardinalul Angelo Amato. Primește, Doamne, jertfa de împăcare și de laudă pe care o oferim Maestății tale, celebrând amintirea fericitului martir Anton. Suscite, Domine, sacrificium placationis et laudis, quod in commemorazione beati martiri Santoni tui offerimus maiestati, ut nos perduca ia se ne dobândească iertare și să ne statornicească în necontenită aducere de mulțumire. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Dominus vobiscum. Domnul să fie cu voi. Sursum corda. Sus inimile. Grazie sagamus Domino Deo nostro. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Veredinium et justum est ecum et salutare. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci fericitul martir Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău și ne-a dovedit în chip strălucit puterea Ta minunată, pentru că pe cel slab Tu îl conduci la virtutea desăvârșită și pe cel lipsit de putere îl ajuți să fie statornic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cerești, te preamărim și noi de pe pământ și înălțăm imnul de laudă al Maestății Tale, zicând fără încetare: Sfânt, 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 Domnul Dumnezeul Sabaot. Pline sunt cerurile și pământul de mărirea Ta. Hosana în înaltul cerului. Binecuvântat cel care vine în numele Domnului. Hosana în înaltul cerului. Să mai amintim că membrii corului de la această Sfântă Liturghie provin din mai multe parohii ale diecezei de Iași. Nu sunt profesioniști, dar sunt oameni plini de credință și pasionați de muzica sacră. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, le-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Recordare, Domine, Ecclesie tue, toto orbe diffuse. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri, care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milosivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu fericitul Anton Durcovici și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, Tatăl nostru, îndrăznim a spune. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Domine Iesu Christe, Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Urmează acum sărutul păcii, îmbrățișarea păcii, în timp ce preoții s-au dus spre credincioși pentru a distribui Sfânta Împărtășanie. Această îmbrățișare, acest semn al păcii, de fapt, e semnul comuniunii în Hristos. Pacea noastră e Iisus Hristos, care prin moartea și învierea Sa ne-a împăcat pe noi toți cu Dumnezeu Tatăl. Dar și un semn al iertării perpetue a greșelilor greșiților noștri. Este un simbol care trece dincolo de gestul fizic și se imprimă irevocabil în suflete. Iisus, mielul lui Dumnezeu, este acum invocat, ca mielul lui Dumnezeu a ridicat, a luat asupra Sa păcatele lumii, păcatele noastre, și biserica se roagă, cântă acum, cerându-i îndurarea. Dar și pacea, adică prezența Lui în sufletele noastre. Să remarcăm și aspectele organizatorice, o asemenea ceremonie cu zeci de mii de participanți nu se poate desfășura dacă nu sunt atenți organizatorii la cele mai mici detalii, începând de la formele de acces, de afluire și de defluire. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Iată, pentru că a venit în Iași
peste 10.000 de credincioși din parohiile din apropiere, dar și din județe îndepărtate, înseamnă un efort, un efort de organizare care are în vedere toate aspectele unei asemenea participări. Da, din timp s-au rezervat și autocare și garnituri de tren speciale din orașele apropiate din Moldova față de Iași și, într-adevăr, s-au mobilizat toți sub călăuzirea părinților parohi din comunități pentru a fi cât mai mulți prezenți aici la acest eveniment care, într-adevăr, e unic. În istoria diecezei noastre a mai fost o astfel de beatificare în urmă cu aproximativ 30 de ani. E vorba de anul 1983, în octombrie, când Papa Ioan Paul al II-lea l-a beatificat pe fericitul Ieremia Valahul, cel care a plecat din aceste ținuturi ale Moldovei spre Italia, la Napoli. Acolo s-a făcut călugăr capucin, franciscan, și a trăit o viață de sfințenie. A murit în anul 1625, la câțiva ani a fost introdusă cauza lui de beatificare, dar procesul s-a întrerupt, nu se știe din ce motive, până când, la începutul secolului 20, un profesor de istorie român, de confesiune ortodoxă, a descoperit acest dosar al fericitului Ieremia Valahul, a fost reluată cauza și în 1983 a fost ridicat la cinste altare. Iar locul de veci al fericitului Ieremia Valahul este într-o bisericuță în Napoli, pe malul golfului, străjuit în zare pe de-o parte de muntele Vesuviu, iar la cealaltă extremă de insula Capri. Se spune că Italia este țara sfinților și a fericiților. Iată că și prin molipsire, ca să spunem așa, printr-o răspândire spirituală, ca un fel de parfum spiritual, sfințenia ajunge și la noi în teritoriile noastre. Sperăm ca biserica, în anii care vin, să se lase tot mai mult motivată de această chemare universală la sfințenie, ca împreună, păstor și turmă, să fim cât mai aproape de Dumnezeu, trăind un raport de intimitate, de apropiere față de Domnul. Pe măsură ce biserica înglobează activitatea, viața unor sfinți contemporani, cred că trebuie să aibă loc și o schimbare de percepție iconografică, pentru că avem accesul la chipul lor real, nemetamorfozat, nestilizat, neredat din amintiri, ci acela care vine din fotografia reală, acela care vine din amprenta foarte apropiată. Într-adevăr, sunt aproape sfinți contemporani. Chiar și în rândul preoților am observat câteva imagini. Se află un părinte care l-a avut de profesor și rector la București, e vorba de părintele Anton Bișo, care peste 90 de ani, 90 și ceva de ani, și am cunoscut și eu personal alți preoți care au fost formați, crescuți, educați de monseniorul Anton Durcovici, cum îi spuneau ei, dar și creștini laici, de care el s-a ocupat de formarea lor intelectuală creștină. A avut o inițiativă unică între anii 1936-1940 de a explica și forma, explica adevărurile de credință și a forma intelectuali creștini maturi. Ei bine, o parte dintre ei au trăit până în zilele noastre, până în apropiere de noi, unii în țară, alții în afara țării, și de aceea putem spune că avem un sfânt contemporan cu noi. Dacă este să facem o paralelă, dar și cu asemănările de rigoare între monseniorul Vladimir Ghica și episcopul Anton Durcovici, am spune că amprenta unei epoci contorsionate, iată, și-a pus pecetea pe viața lor, pe dăruirea lor, pentru că, în definitiv, puteau să rămână liniștiți în demnitățile sau în activitățile pe care le derulau, fără a se expune și fără a pleda pentru o cauză care părea cel puțin la începutul anilor 50 pierdută. Este adevărat, monseniorul Anton Durcovici, deci s-a născut în Austria, a fost cetățean austriac, motiv pentru care a plătit în timpul primului război mondial, a stat internat într-un lagăr la Galați și undeva în Bărăgan, vreo câteva 8-9 luni, și mai târziu, în 1930, se naturalizează și ia cetățenia românească și devine cetățean român. Vreau să
comunii să vă împărtășesc un gând al nepotului său, Anton Durcovici, când a auzit de moartea lui prin anii 1965-1967, deci mulți ani după, n-au avut acces la informații despre cele ce se întâmplă în România. În familia lor au discutat și au spus, ai văzut dacă a trecut la român, că cele din urmă și-a dat viața, a murit acolo. Sigur, dacă ar fi rămas cetățean străin austriac, probabil se putea repatria, se putea sau nu știu, era arestat și putea fi trimis în Austria. Așa însă, cum monseniorul Dica, dacă își lua cetățenie franceză sau elvețiană, putea să... Exact, dar a dorit să împărtășească soarta poporului ce a fost încredințat spre păstorire până la capăt. Deci, ca un adevărat bun păstor, după cum a remarcat și Papa Francisc în scrisoarea apostolică, publicată cu această ocazie în care se fixează și data celebrării, comemorării lui în biserică. Trebuie să vorbim puțin despre Anton Durcovici și ca om care, a cărui pledoarie pentru alți sfinți, ale căror învățături au penetrat în rândul tinerilor și în rândul intelectualilor unei epoci. Da, acel curs de religie pentru intelectual despre care am amintit era frecventat la început de tineri intelectuale sau chiar oameni deja formați, cum ar fi Nae Ionescu sau Nichifor Crainic sau Constantin Noica, sigur pe partea, să spun așa, Gala Galaction, chiar și teologi ortodoxi, veneau la cursurile sale. El s-a inspirat din Suma Teologică a Sfântului Toma de Aquino. Prima parte, primele 26 de chestiuni de acolo tratează despre existența lui Dumnezeu și credința noastră în Dumnezeu. A discutat cu foarte multă răbdare, aducând argumente din Sfinții Părinți, din Sfânta Scriptură, din actualitatea creștină, tocmai pentru a justifica, într-un fel, actul credinței din punct de vedere intelectual. El așa credea și avea mereu în fața lui ca obiectiv că un creștin adevărat este un creștin format și educat. Ei, a pus accentul foarte mult pe educație și pe formare, pe cateheză. De altfel, mai toată existența lui, ca preot vorbesc, din 1910, când a fost sfințit preot, și până în 1947, când a fost numit episcop, a fost consacrată educației și formării. A fost profesor de gimnaziu, profesor de liceu, a fost responsabil cu disciplina în diferite seminarii la Roma și la București, seminarii mici, seminarii mari. Din 1924 a fost rector, deci responsabil cu toată formarea unor preoți, și din 1929 rector al Academiei Teologice din București, în urmare și de formare intelectuală sau formarea spirituală a intelectualilor creștini. El nu i-a intitulat catolici, a spus creștin pentru că avea această deschidere spre toată lumea. Așa cum spunea însuși episcopul martir Anton Durcovici, el nu este adeptul niciunui curent politic. Politica sa este dragostea, gestul său este gestul frățesc, indiferent de religie, de confesiune sau de apartenență ideologică sau politică. Și adevăr, a avut o sensibilitate aparte față de omul în suferință și în același timp a fost și vizionar. Vreau să vă spun că, într-un anumit fel, pentru biserica noastră, a anticipat timpurile pe care le trăim acum și în care ne aflăm noi acum, și eu, special împreună cu dumneavoastră, pentru că a pus bazele unui ziar în anul 1934, intitulat Farul Nou, cu bani din buzunarul său, împreună cu un grup de intelectuali catolici pasionați și ei de această chestiune a comunicării, anticipa cumva vremurile noastre și spunea că trebuie să ajungem la cât mai mulți oameni cu ajutorul presei scrise la vremea respectivă. Ei bine, a întreținut asta până la sfârșitul activității lui la București, sigur, venind la Iași a avut alte responsabilități, dar a rămas un om, să spunem, al comunicării, convins că astăzi nu mai putem să rămânem în biserică sau doar în biserică sau în sacristiile noastre, ci trebuie să ieșim deja și să mergem în casele și în sufletele oamenilor cu ajutorul mijloacelor de comunicare. Viețile fericiților beatificați în ultima perioadă sunt în egală măsură și o pledoarie pentru pace. De ce? Pentru că ei și-au dus viața și sacrificiul și l-au pus în conjuncturi care erau consecințe ale războiului, de fapt. În definitiv, chiar dacă vorbim și de timpurile războiului rece, dar și dacă vorbim de opresiunea comunistă, tot
o consecință a războiului. Practic, pacea a fost în subsidial leitmotivul vieții și în continuare, chiar în perioada aceasta, care este destul de marcată de ceea ce se întâmplă în lume ca potențial conflict, o asemenea pildă este înnoitoare și poate ca un fel de legământ. Sigur, secolul 20 a fost secolul unor mari atrocități, așa, din punct de vedere politic și social, am asistat la cele mai mari confruntări. Primul război mondial, al doilea război mondial, care evident au fost declanșate de setea de putere, setea de avere, valori care sunt străine de Evanghelie și de ceea ce spune Biserica. Dar în numele tocmai credinței și a propriilor convingeri spirituale, păstorii noștri au încercat să aducă lumea la un echilibru și la un echilibru sănătos, îmbinând cumva ceea ce spune credința și cu ceea ce spune mintea sănătoasă. Mi-aduc aminte de un articol al episcopului monseniorului pe atunci, Anton Durcovici, din 1937-38, când și la noi în țară se simțeau deja mugurii acelor mișcări naționaliste radicale, fundamentaliste, care știm ce au provocat în istorie. El îndemna la mai multă serenitate, la mai multă pace, la mai multă înțelegere și să nu derapăm în exagerări. Sigur, a avut un apostolat centrat pe această, să spunem, maturitate creștină și pe promovarea înțelegerii între oameni, care noi o numim pace, pacea lui Dumnezeu. A trăit la timpuri de răscruce, pentru că în momentul sfințirii sale era în țară ultimul nunțiu dinaintea denunțării concordatului. Practic, din momentul plecării nunțiului O'Hara, în România nu a mai existat nunțiu până după Revoluție. A preluat rând pe rând, odată cu, să spunem, periferizarea clerului catolic și a grecului, acelui greco-catolic, responsabilități suplimentare și, aș zice, griji suplimentare pe care le-a dus pe umeri, fie aici, întâi la București, fie ulterior aici la Iași. El a fost numit episcop în octombrie 1947 de către Papa Pius al XII-lea, dar din cauza evenimentelor politice care nu agreau o biserică catolică organizată dependentă sau în comuniune, să spunem, cu Roma, consacrarea lui ca episcop a fost amânată până în anul următor, în aprilie, 5 aprilie 1948. Și abia în 14 aprilie, tot același an, a venit aici la Iași și a fost instalat ca episcop. Această tergiversare, amânarea consacrării sale, evident, vorbește deja de reticența autorităților politice, care nu vedeau cu ochi buni o astfel de întărire a conducerii ierarhice a Bisericii Catolice. Era conștient de vremurile pe care le trăia, de provocările la care se expunea, dar în virtutea credinței sale și a idealurilor sale evanghelice, a acceptat această misiune ca să întărească poporul în credință. Vreau să vă spun că până la arestarea lui din 1948 până în 1949 au trecut cam un an și două luni. A vizitat aproape toate parohiile comunităților catolice din Moldova și câteva din Oltenia și câteva din Muntenia, în același spirit, pentru a-l întări în credință și a rezista la încercările care urmau să se abată asupra poporului nostru. Tua Domine sumptimus dona celestia. Am primit, Doamne, darurile tale cerești, bucurându-ne de sărbătoarea de astăzi. Învrednicește-ne, te rugăm, să ne împărtășim împreună cu Sfinții Martiri de învierea și de slava Fiului Tău, a cărui moarte o vestim prin acest ospăț dumnezeiesc, prin Hristos Domnul nostru. Aceasta a fost rugăciunea de după împărtășanie. Acum episcopul Petru Gerger, episcopul diecezii de Iași, va adresa un cuvânt de mulțumire Sfântului Părinte, Papa Francisc, și reprezentantului său, cardinalul Angelo Amato. Adio a tutti i nostri prezenți la celebrațiune. Vreau să aduc un cuvânt de mulțumire lui Dumnezeu și tuturor celor prezenți la această sfântă celebrare. Îndurările Domnului în veci le voi cânta. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domn. Dragi frați și surori în Hristos, inima ne este plină de bucurie pentru ceea ce Dumnezeu ne-a oferit în istoria Bisericii și mai ales pentru ceea ce ne-a dăruit în această zi, așa de frumoasă, așa de primitoare.
un nou fericit al poporului nostru credincios, un mărturisitor, un exemplu de credință și de tărie în persoana episcopului Anton Durcovici. Îl preamărim pe Dumnezeu și mulțumim din inimă, cântând în veci milostivirile sale. Suntem recunoscători Sfântului Părinte Papa Francisc, care a decis să fie așezat în rândul fericiților un nou martir, episcop, păstorul nostru, care cu viața sa începută în Austria, continuată la Iași și București și iarăși la Iași, a onorat și unit sufletele atâtor creștini din diecezele și țările noastre și ne oferă astăzi un model de tărie în credință și un apărător al drepturilor lui Dumnezeu și ale omului. Un profund sens de recunoștință și de mulțumire eminenței voastre, Cardinal Angelo Amato, prefect al Congregației pentru Cauzele Sfinților, pentru că ați venit astăzi să ne împărtășiți această mare și istorică bucurie în numele Sfântului Părinte. Gândul nostru de prețuire se îndreaptă spre toți colaboratorii eminenței voastre, spre relatorul cauzei, Padre Chias, și spre cei care au analizat întregul dosar și au decis recunoașterea martirului episcopului nostru. Le suntem recunoscători și le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în pregătirea dosarului de beatificare, președintelui instructor, profesor Ion Tamas, postulatorilor cauzei, părintele Fechet Alois, monsignor Anton Lucaci, părintele Isidor și colaboratorul său, părintele Fabian Dobos și domnul Emanuel Cosmovici. Tuturora din inimă, în acest moment de sărbătoare, ne exprimăm mulțumirea și îmbrățișarea noastră pentru munca depusă. Aducem mulțumiri familiei Durcovici și întregii comunități din Bad Deutsch-Altenburg, păstorită de părintele paroh și decan Pavel Balint, pentru rodul iubirii creștine și al familiei Durcovici din Austria, simbol viu al solidarității și al unirii în premărirea aceluiași Dumnezeu. Familiei prezente aici, la celebrare, și întregii comunități, prețuirea și mulțumirea noastră. Schönen Dank für unsere Antonius und vergelt's Gott. Eminenței sale, cardinalul Schönborn, care dorea să ajungă astăzi aici și n-a putut, din motive care se justifică bine de sănătate, îi mulțumim pentru mesajul transmis, pentru comuniunea de credință și de prețuire a lui Dumnezeu, preamărirea lui. Eminența sa reprezintă aici comunitatea creștină din Austria prin delegatul său special, excelența sa, episcop Egon Capellari. Gott segne sie und die ganze Gemeinde in Österreich. Un gând de recunoștință Arhidiocezei de București, înalt preasfinției sale, dr. Ion Robu, și tuturor celor care ne însoțesc la marea celebrare comună a bucuriei recunoașterii vrednicului preot, rector, vicar general de București, care și-a continuat și încheiat marea sa slujire aici la Iași, pecetuind-o cu sângele său și unindu-ne pe toți în mărturisirea aceleiași credințe. Vă mulțumim din inimă tuturor celor prezenți astăzi aici la sărbătoarea noastră, pentru că am primit un dar așa de mare, un dar, un episcop din Arhidieceza de București. Salutăm pe toți oaspeții noștri din străinătate, arhiepiscop, episcop, prelați, demnitari și creștini, participanți la bucuria bisericii noastre în Austria, Germania, Italia, Polonia, Ucraina, Ungaria, Republica Moldova, Franța, Croația, Bulgaria, Lituania, într-un chip deosebit. Salut pe excelențele lor care au binevoit să se unească cu noi la acest act de preamărire a lui Dumnezeu și de cinstire a noului fericit episcopul martir Anton. Doresc să exprim
o vie mulțumire întregului episcopat din țară, tuturor membrilor Conferinței Episcopilor din România prezenți astăzi la Iași, în frunte cu președintele Conferinței Înalt Preasfințitul Ion Robu și cu Arhiepiscopul Major, Excelența sa, Cardinal Lucian, președintele Sinodului Bisericii Greco-Catolice din România, de asemenea, Excelenței sale Nunțului Apostolic în România și Republica Moldova, Monsignor Francisco Javier Lozano și tuturor episcopilor oaspeți prezenți astăzi aici, celor care îi însoțesc din diecezele și eparhiile lor, și o îmbrățișare particulară tuturor celor care sunt în altar, cu vii mulțumiri în această zi sfântă. Îi prețuim și le mulțumim tuturor preoților concelebranți din dieceze, din țară, latin și greco-catolici, ca și celor din străinătate, sosiți astăzi la noi ca să facem sărbătoare. În gând de prețuire seminariștilor, corurilor reunite, care au cântat așa de frumos, persoanelor consacrate, elevilor și studenților, dar mai ales ministranților, așa de numeroși și așa de frumoși. Tuturor o îmbrățișare, recunoștință specială și încurajare în a lua ca model de trăire creștină pe episcopul nostru Martin Anton Durcovici. O mulțumire cu totul specială prefericirii sale Părintelui Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru onoarea ce ne-a făcut-o, pentru mesajul transmis prin înalt preasfinția sa, Mitropolitul Teofan, prezent în mijlocul nostru, care îi mulțumesc din inimă pentru bucuria de a fi cu noi la acest moment de sărbătoare, mulțumindu-le din inimă. Și confraților, preoți și credincioși din Biserica Ortodoxă, le exprimăm o mulțumire vie că au binevoit să se unească cu noi astăzi pentru a onora un exemplu de curaj în credință și un model de iubire pentru poporul credincios din România. Mulțumim din inimă! Mulțumim din inimă președintelui României, domnul Traian Băsescu, pentru mesajul transmis la această sărbătoare, la acest moment istoric al diecezei noastre, pentru Moldova și pentru țara întreagă. Ne bucurăm într-un chip deosebit că la această sărbătoare au binevoit să participe marii noștri demnitari din țară, numeroși membri ai guvernului în frunte cu domnul prim-ministru Victor Ponta, prezent aici în mijlocul nostru, precum și distinșilor senatori, parlamentari, diplomați, tuturor celor care au venit astăzi de la București și din țară, ambasadori, președinți de partide, academicieni, rectori de mari instituții de învățământ și sănătate, oameni de stat și președinți de județe, prefecți, primari și responsabili cu rânduirea întregii noastre societăți, mărind bucuria noastră și convingerea că nimic nu poate fi fără Dumnezeu. Vă mulțumim tuturora! Aleasă recunoștință și prețuire și un salut special autorităților noastre locale. În primul rând, domnului primar Gheorghe Nichita, gospodarul orașului nostru și responsabilul acestei arene, devenită pentru acest moment un templu de preamărire a bunului Dumnezeu, creatorul la toate, și de cinstire a demnității omului credincios în persoana episcopului
Anton Durcovici. Mulțumim din inimă! Permit de asemenea să spun un mulțumesc și domnului viceprimar Mihai Chirica și echipei de coordonare a muncii logistice pentru pregătirea cadrului acestei zile și acestei sărbători a orașului nostru. Le mulțumim! Același gând de prețuire și de cinstire și de mulțumire domnului președinte al Consiliului Județean Cristian a Domniței, prezent aici, domnului prefect Romeo Olteanu, mare, mereu alături de noi în momentele de pregătire a acestei zile binecuvântate, ca și tuturor responsabililor instituțiilor eșene culturale și administrative, Inspectoratului Județean de Poliție, Jandarmeriei, Serviciului de Ambulanță, pentru concursul dat și colaborarea oferită la buna desfășurare a acestui act public de prețuire a unui martir al credinței și vrednic apărător al drepturilor omului în timpuri atât de grele. Te mulțumim tuturor din inimă. Vă mulțumim tuturor celor care ați susținut într-un fel sau altul acest moment special. Le mulțumim seminariștilor, voluntarilor și tinerilor adunați astăzi la Iași pentru a fi o coroană a noului martir, cu entuziasmul vostru și pentru a celebra ziua voastră la nivel diocezan, pentru implicarea în celebrarea zilei martirului și exemplului nostru, model de curaj, încredință și verticalitate care vă atrezează, dragi tineri, o chemare specială de a fi o speranță pentru viitorul diecezei și al țării noastre. Noi uităm nici de cum pe binefăcătorii, sponsorii noștri, care cu generozitate și în taină au susținut buna organizare a zilei unui martir și a unui model de iubire față de popor, nevoile sale și drepturile sale. Din toată inima, Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumim din inima tuturor participanților la această sărbătoare istorică, pelerinilor, oaspeților din toate comunitățile diocezei, din alte regiuni ale țării, din străinătate și credincioșilor din întreaga noastră cetate a Iașului. Vă mulțumim din inimă! Rămânem cu o dorință ferbinte de a crește în credință și de a construi o lume mai bună, potrivit cu deviza episcopului ridicat astăzi la cinstea altarilor. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Mulțumim și celor care s-au unit cu noi prin amabilitatea și contribuția specială a lucrătorilor mass media, ai televiziunii, ai radioului, jurnaliștilor prezenți și pentru la marele nostru eveniment le suntem recunoscători pentru tot ce au făcut și fac pentru binele oamenilor. Vă mulțumim din inimă! Eminența voastră, Eminența reverendissima, grazie per questa grande gioia e alla fine di questa indimenticabile. Eminență, vă mulțumim pentru această bucurie mare, imensă. Și la sfârșitul acestei celebrări, vă implorăm să ne acordați binecuvântarea apostolică, semn al grijii pe care Sfântul Părinte, cel pe care îl reprezentați, o are față de noi. Vă mulțumesc! Domnul să fie cu voi.
sit nomen Domini benedictus. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorium nostrum in nomine Domini. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul și nimic fără Dumnezeu. Îi plăcea fericitului Anton Durcovici, în timpul lecțiilor sale de credință pentru intelectual, să comenteze această deviză care se afla pe blazonul familiei regale: Nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, în termeni pozitivi, omnia cum Deo, toate cu Dumnezeu. Rămâne un cuvânt pe care să-l păstrăm în inima și în viața noastră. Trebuie să spunem că aceste cuvinte, liturghia s-a sfârșit, nu înseamnă că s-a sfârșit și transmisiunea noastră în direct, deoarece vom încerca să mai facem câteva evocări legate de această zi. Spuneam la un moment dat că a trăit în vremuri de restriște episcopul Durcovici, dar iată că, am spune, venit în duh după 50 de ani, iarăși în aceste locuri vede că biserica lui a prosperat, că a crescut, că a rămas și că această comunitate este vie, așa cum se poate vedea pe acest stadion, în această biserică vie. La sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului XXI, din nou biserica noastră devine o biserică a martirilor, care își întemeiază credința și speranța pe mărturia completă a unora dintre fiii săi. Așa cum biserica s-a născut din mărturia primilor creștini, la fel și la începutul acestui al treilea mileniu, speranța și credința noastră se întemeiază pe mărturiile unor fii exemplari martiri. Iată pleada și, am spune, procesiunea episcopală, care este încoronarea liturgică a unei zile deosebite, poartă în ea simbolurile speranței, pentru că fiecare preot de aici, fiecare membru dintr-un ordin monahal, fiecare dintre cei care și-au asumat viața consacrată, doresc să aibă alături de modelul din ceruri și modele alături aici pe pământ. În rugăciunea pe care noi am ascultat-o chiar la începutul Sfintei Liturghii, am primit elementele fundamentale, trăsăturile caracteristice ale fericitului Anton Durcovici: păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, model de iubire în Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Deci, păstor, mărturisitor și model de iubire, pentru că viața lui a fost întemeiată și înrădăcinată în iubire, așa cum am ascultat din a doua lectură luată din scrisoarea către Romani, acolo unde apostolul Paul îi îndeamnă pe credincioșii săi să reziste la toate încercările. Ne aducem aminte prin ce încercări au trecut în timpul persecuțiilor lui Nero, să reziste la toate încercările, întemeiați și înrădăcinați fiind în iubirea lui Hristos. Spuneam despre biserica vie, mărturisitoare. Iată că în Moldova, între anii 1950 și anii 1989-1990, după Revoluție, mesajul evanghelic s-a făcut permanent simțit în parohiile catolice. Aceste lucruri nu s-au putut face fără preocuparea mai mult sau mai puțin manifest a episcopilor, a preoților, fără manifestarea într-un sistem de învățământ foarte bine agregat, astfel încât această biserică să rămână vie și să treacă peste restriștile cu care s-a confruntat. Sigur, s-a acordat o mare importanță formării, educației creștine la toate vârstele, așa după cum am observat și în viața fericitului Anton Durcovici. Aici a rămas cumva imprimat stilul său, caracterul său pastoral, pe care păstorii cei au urmat lui, chiar și în vremuri grele, în timpul comunismului până în 1989, l-au imitat, pentru că au insistat mereu pe educație și pe formare. Iar lumea pe care o vedem astăzi aici este rodul acestei educații creștine neîntrerupte,
cum am spus, chiar și în timpuri dificile, ea a continuat. Dar mai ales după anii 1990, când biserica și-a organizat școlile sale catolice, confesionale, și-a restructurat și întărit formarea în seminariile de la Iași și de la Bacău, și de asemenea liceile catolice pe care le are în Iași și în Bacău sau în Onești. Toate acestea sunt un fel de pepiniere, dacă vreți, ale credinței și ale unor răspunsuri mature la credință. De acolo provine, practic, sursa, energiei acestei biserici locale, din tineretul educat și bine format în spiritul valorilor creștine. Trebuie să spunem că liturgia de beatificare a avut două frumoase coperți. Una prin ceea ce s-a petrecut ieri și anumite slujbe și ritualuri care compun antebeatificarea și, bineînțeles, seara de astăzi și ziua de mâine, care oferă credincioșilor noi oportunități de a distinge aceste valențe ale unei sărbători. Cei care sunt din Iași sau din împrejurim sau sunt prezenți aici vor să-și prelungească bucuria sărbătorii de astăzi. La ora 18:30 se va celebra un tedeum de mulțumire în Catedrala Catolică din Iași, iar la ora 19:30 va avea loc un concert de muzică în onoarea fericitului Anton Durcovici. De asemenea, mâine va fi liturghia solemnă, împreună concelebrată cu mulți episcopi și preoți și credincioși, de mulțumire lui Dumnezeu pentru acest dar minunat, și anume modelul de credință și de iubire în persoana fericitului Anton Durcovici. Cardinalul Angelo Amato, episcopul Petru Gherghel, ceilalți episcopi au ținut ca la terminarea liturghiei să îi salute pe reprezentanții statului, personalitățile, oficialii care au fost aici și chiar să se întrețină, poate, de ce nu pe teme morale și de credință, câteva minute cu ei. Sigur, această colaborare sau acest dialog între biserică și stat e de dorit și este în spiritul doctrinei, învățăturii Bisericii Catolice. Statul ar trebui să asigure tot ceea ce este necesar persoanei umane în dimensiunea materială, biserica în același timp să se ocupe de formarea și pregătirea oamenilor, asigurându-le cele necesare în dimensiunea spirituală. Dacă aceste două aripi, latura spirituală și latura materială, îl ajută pe om, colaborează, atunci îl ajută pe om să se apropie de Dumnezeu. Impresionantă a fost mobilizarea tinerilor, a voluntarilor. Îi putem identifica după diferite tipuri de uniforme sau după diferite modele de cămăși. Voluntariatul, iată că vine și se exprimă într-o manieră sui generis în cadrul unei liturghii, pentru că acești tineri fac voluntariat și în afară de liturghie. Evident, exempla trahunt, se spune în limba latină, exemplele atrag și inspiră, încurajează la imitare, la repetare. Cu siguranță copiii care am văzut aici, cum se numesc la noi ministranți, sunt cei care ajută preotul la celebrarea Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe din biserică. Tinerii de asemenea prezenți aici, care unii dintre dânsii au prestat și munca de voluntariat în pregătirea sărbătorii, vor pleca acasă cu imaginea acestei biserici în aer liber, acestei catedrale vii, cum am mai spus, și peste ani vor încerca să repete, pentru că ceea ce este bun și adevărat, suntem convinși de asta, pătrunde în inima omului, încet, lent, dar în mod eficient. Colegii noștri de la studioul teritorial de televiziune din Iași au pregătit un scurt reportaj pe care îl difuzăm în ultimele minute ale acestei ediții speciale a emisiunii Credo și vă invităm chiar și pentru aceste ultime minute, până la orele 13:10, să rămâneți alături de noi, alături de TVR1, alături de TVR Internațional și de emisia noastră pentru TVR din Republica Moldova. Dimineața de vreme, 26 iunie 1949.
episcopul Anton Durcovici și preotul Rafael Friedrich au plecat împreună spre Popeșle Ordeni. Au mers cu tramvaiul până la capătul Bucureștilor. Au coborât. Mai aveau de mers pe jos 3 km. Era programată o slujbă importantă pentru comunitatea de acolo, sacramentul mirului. Zeci de tineri așteptau cu emoție să-l cunoască pe episcopul Durcovici. Pe drum au fost opriți de o mașină a securității. Fără nicio explicație, dar folosind forța, securiștii i-au obligat să urce în mașina lor. Prima oprire, urgentă, în arestul Ministerului de Interne. Fără a fi judecat, ci doar cu condamnare administrativă, episcopul Anton Durcovici stă în arestul securității și în penitenciarul Jilava până la 17 septembrie 1951. La 17 septembrie 1951 a fost transferat la Sighet. A mai trăit acolo aproape 3 luni, până în 10 decembrie 1951. Când a murit, răpus de foame și de umilință. Anton Durcovici a fost numit episcop de Iași la 30 octombrie 1947 de către Papa Pius al XII-lea. În mod firesc, îndată după numirea pontificală, ar fi urmat consacrarea episcopală. Dar n-a fost să fie așa. În februarie 1948, Gheorghe Gheorghiu Dej, într-un discurs, spunea: singura piedică care a rămas în calea democrației populare, asta după ce i-au arestat pe politicieni, pe moșieri, el spunea, singura piedică care a rămas este Biserica Catolică. Ne vom ocupa acum de ea. Și așa au făcut, s-au ocupat de ea. Și cuvintele lui Gheorghiu Dej au devenit acțiune în același an. S-au desființat școlile confesionale prin decretul 175 din 3 august. S-a extins controlul polițienesc asupra cultelor prin decretul 177 din 4 august. S-au destituit episcopi și s-au desființat diecezele de București, Timișoara, Satu Mare. Un număr de 37 de preoți greco-catolici intimidați, șantajați sau cumpărați din peste 1700 au revenit la Biserica Ortodoxă. Și totul a culminat cu arestarea celor 6 episcopi de rit bizantin în frunte cu Iuliu Hosu. În sfârșit, decretul 358 din 1 decembrie 1948, prin care Biserica Greco-Catolică din România era scoasă în afara legii. La agresivitatea statului, catolicii au răspuns prin interiorizarea credinței lor. S-au refugiat într-un fel de diasporă interioară și însăși forma luată de identitatea catolică a fost discreția și anonimatul. Acesta e tabloul general pe fundul căruia iese în evidență figura luminoasă a episcopului Anton Durcovici. El nu a pactizat în niciun fel cu regimul, niciodată. În toate declarațiile sale se vede că și-a asumat de la început, cu toată modestia și tăria, rolul de ultim obstacol în calea totalitarismului. Din documentele păstrate sua propria manu, se dovedește că el a fost o ultimă baricadă de apărare a libertății religioase și de conștiință. Doamnelor și domnilor, o sinteză, am putea spune, cu figura blândă, cu figura plină de învățături, cu privirea aruncată atât către prezent cât și spre viitor a episcopului Durcovici. Părinte profesor, o zi pildă am putea spune, da, finis, noi. Finis coronat opus, se spune în limba latină, sfârșitul încununează, încoronează lucrarea. Așa după cum am văzut și în acest material anterior, sfârșitul în mod paradoxal, dramatic, prin închisoare și prin moarte în închisoare al episcopului Anton Durcovici, a sigilat și a confirmat, a întărit
viața, traseului, itinerarului existențial marcat de credință în Dumnezeu și iubire față de dânsul și față de semeni. Un pelerinaj de o asemenea amploare, care, iată, este pandant, am putea spune, la pelerinajele tradiționale de toamnă ale Sfintei Parascheva, are o motivație interioară, o motivație personală, individuală, dar și una colectivă. Sigur, acest fiu al Bisericii Catolice din România, din Austria și din România, acest păstor al diecezii de Iași, astăzi a fost ridicat la cinstea Sfintelor Altare ca fericit și propus tuturor acestor oameni și altora din Biserica Catolică drept model de trăire a credinței și a iubirii. Să ne lăsăm molipsiți de cuvintele sale, de farmecul vieții sale și de faptele pe care el le-a săvârșit, fapte de caritate, de generozitate, să încercăm să limităm și noi în trăirea credinței și a iubirii. Care ar fi morala unei asemenea zile, care ar fi morala pentru o asemenea epocă pe care noi o trăim, venită de undeva din trecut, de acum 60 de ani? Aș sintetiza fie în deviza lui episcopală, această morală, fie în motoul pe care l-am amintit anterior, fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul și nimic fără Dumnezeu sau toate împreună cu Dumnezeu. Fără îndoială, acest moto are o oarecare valență biblico-profetică. Am spune că pentru seamănă cu o rostire a vechilor profeți care îl căutau pe Domnul Dumnezeu în pustie, pentru a se îndrepta spre țara făgăduinței. Nici o societate nu se poate construi, nu își poate construi nici prezentul, nici viitorul, dacă nu se întemeiază și se înrădăcinează în Dumnezeu. Doamnelor, domnilor, suntem bucuroși că am putut să facem această evocare și această transmisiune a unei beatificări, a unei liturghii solemne de aici, de la Iași, realizat împreună cu colegii noștri din București, cu sprijinul esențial al colegilor de la TVR Iași și, bineînțeles, cu ajutorul Providenței, care a făcut ca în aceste ore ploaia să contenească peste ținuturile Moldovei și dumneavoastră să vă puteți bucura de o transmisiune realizată pe TVR1 sub genericul Credo Special. Deci din Iași vă spunem la revedere. Hristos a înviat. Și Hristos a înviat. Thank you.